Stimați prieteni, fâlfie niște steaguri prin perdele, dar ar trebui să vedeți și copacii desfrunziți și mai ales să vedeți soarele de toamnă într-o zi frumoasă, când am venit într-o localitate de asemenea foarte frumoasă numită Bârnova, Bârnova de Iași. Întâmplarea face că și primarul, viceprimarul și chiar un purtător de cuvânt al comunei, presupun, ne-au primit bine, frumos și cu zâmbetul pe buze. Domnule primar, am coborât cu imaginea asupra dumneavoastră și să remarc frumusețea locului, așa cum ați auzit, și de ce nu îndrăzneala dumneavoastră de a fi foarte, foarte serios din cauza mustații. Cum să ziceți, vă trăiască mustața. Da, domnule primar, ca prieteni ai dumneavoastră, vrem să știm ce mai face primarul de Bârnova. Bună ziua! Ce să spun? Sunt primar de 3 luni la Bârnova, aproximativ 3 luni. Am venit cu gânduri mărețe. Bârnova este o comună deosebită, așezată într-un loc geografic deosebit, de pitoresc, un relief variat, aproape de Iași, la 7 km de orașul Iași, de municipiul Iași. Și sigur că gândurile mele se îndreaptă în primul rând către oameni, către cetățenii acestei comune. Altfel spus, pentru asta ați venit la primărie, să vă puneți în slujba oamenilor. Da. Fac eu o mică paranteză să vă zic că într-o vizită la Lake Placid din Statele Unite, am rămas impresionat cât e de mic, de înalt, cât de puțin înalt este muntele acesta Lake Placid. Dumneavoastră aveți aproximativ aceleași condiții, să știți, plus că sunteți foarte aproape de un oraș mare, ca Iașu. Altfel spus, v-am dat vreo idee ce mai aveți de făcut? Cam îndrăzneață, evident. Este, să faceți pârtii deschise. Nu știu dacă am putea să ne comparăm noi momentan cu ceea ce ați văzut dumneavoastră în acele locuri, dar cu siguranță gândurile mele se îndreaptă spre o amenajare, în primul rând, a comunei, așa, principii moderne. Și, în primul rând, vreau să respect promisiunile din campania electorală. Așa. Ca să ajung aici, am purtat discuții cu cetățenii, cu oamenii localității. Firesc, da. Și am înțeles doleanțele dumnealor în fiecare sat, exact în fiecare sat, ce probleme sunt și cu ce probleme se confruntă oamenii. Așa. În primul rând, infrastructura. Mai există sate în comuna noastră care au drumuri proaste, să o spunem de-a dreptul. Tot de-a dreptul spunem că nici ăsta de la Iași până aici nu-i chiar grozav, exact. Nu? Exact. Revin și asupra acestui aspect. Așa. Deja în această perioadă parcursă până acum am adus în jur de 2 mm cub de piatră. M-am descurcat cum am putut, i-am adus în comună, deja am și împrăștiat-o în 4 sate, în satul Toderel, în satul Cercu, în satul Vișan și urmează să o amenajăm și drumurile din satul Bârnova. Referitor la șoseaua Iași-Bârnova, într-adevăr aici este o problemă mai veche, șoseaua este deficitară, dar având în vedere că imediat vom începe lucrările de canalizare în satele comunei, această șosea va fi, în primul rând, spartă pe o anumită porțiune, ca cei care efectuează lucrările de canalizare să ducă la bun sfârșit. Da, aducțiunea de apă? Apa este deja adusă în comună, deja am dus-o în toate satele, este lucrare mai veche, nu este meritul meu. Da, da, da. Și canalizarea este un proiect câștigat și lucrările vor începe cât de curând. Iar după canalizare, imediat vom trece la amenajarea șoselei Iași-Bârnova. Vom face exact cum trebuie. E drum județean sau național? Este drum județean, dar sigur că demersurile trebuie noi să le facem și să obținem. Apropo, aveți proiecte europene? Sigur că da. În primul rând, noi facem parte dintr-un gal. Așa. Galul Ciurea, cu sediul în comuna Ciurea, sunt vreo 10 comune în acest gal, printre care și comuna Bârnova. Deja în prima fază obținem 80.000 de euro, nu este o sumă prea mare, dar cu acești bani vom construi o grădiniță în satul Vișani, pentru că acolo nu avem grădiniță. Uh-huh.
Deja am obținut locul pentru grădiniță, s-a găsit un binevoitor, un om de bună credință și a donat primăriei, cum foarte bine, 1200 de metri pătrați pe care vom construi grădinița cu bani obținut din fonduri europene. Ar fi spus, demarați acțiunile. Ce mai deci faceți? Ca și visuri sau ca și realități? Ce vreți să mai faceți? Așa cum vă spuneam, visul cel mai mare este amenajarea drumurilor comunale. În primul rând, vreau niciun om să nu mai meargă prin noroi. În secolul 21 este cam urât să mai vedem așa oameni cu cizme de cauciuc pe ulițele satelor. Apa să fie la îndemâna tuturor, gazul de asemenea. Școli sunt deja în comuna noastră, sunt școli frumoase, construite tot cu fonduri europene, cu bani europeni. În toate satele avem școli noi și prin grija directorului școlii, domnul Sfetcu Damian, care s-a preocupat, dar este și meritul vechiului primar, Victor Chirilă, care a avut cuvântul cel mai greu de spus în realizarea acestor obiective de învățământ. Îl cunoaștem într-adevăr un foarte bun gospodar. Dar ia ziceți-mi așa, pentru curiozitatea mea și a ascultătorilor și a telespectatorilor, aveți vreun fel de probleme cu populația migratorie, să zicem, adică cei din Iași care au vile aici și dorm sau nu dorm, dar ei au o construcție și atât, cu dumneavoastră au mai puține relații, nu? E o problemă cu ei? N-aș spune că este o problemă. Așa cum spusesem la început, dat fiind faptul că această comună Bârnova este o comună deosebită, o comună specială, ca și pitoresc, ca și farmec, foarte mulți ieșeni au venit să-și construiască case de vacanță și chiar vile în, pe teritoriul comunei noastre. Așa au și construit într-un număr foarte mare. E adevărat că dumnealor vin doar în weekend sau în sărbători, petrec și pleacă. Am văzut câteva case mai sărăcăcioase pe aici. Câți aveți la 416? Aici sunt puțini deocamdată. Până în 10, am numărat pe degete. Da. Da. Deci populația comunei, ca să zic așa, prin cei care au venit de la Iași și prin cei care au diverse slujbe la Iași, că aici e aproape, este asigurată cu loc de muncă, nu? Da, da. Fiind aproape, comuna fiind aproape de orașul Iași, merg majoritatea și lucrează în Iași. Iar alții lucrează terenurile care le au oamenii. Destul de puține. Da. Domnule, încă o dată, aveți o localitate de un pitoresc aparte. Eu zic că deja ați început să visați ce mai puteți face aici. Așa cum spuneam, într-adevăr, Bârnova fiind de un pitoresc special, ne gândim să dezvoltăm agroturismul. Și am luat legătura deja cu oameni interesați care vor construi anumite pensiuni și încet, încet să dezvoltăm această latură, pentru că s-ar preta extraordinar de bine la condițiile și la relieful comunei noastre. Da, da, asta ar însemna de greu să mai aveți stânți sau eu știu ce alte ferme animaliere pe aici, pe aproape, ar fi? Deja sunt crescători de animale în zonă, sunt cetățeni care au turme de oi, turme de capre, ce drept nu prea numeroase, dar sunt. Atunci ne gândim la o pârtie de schi. Așa. Cu această pârtie de schi suntem convinși că vom atrage turiștii și oameni interesați care preferă aceste sporturi de iarnă. Da. Ce alte probleme mai aveți, domnule primar, pe agenda dumneavoastră de lucru? Așa cum vă spuneam la început, pe agenda mea, gândurile se îndreaptă către oameni. Să fac pentru oameni, să omul să simtă că nu ocup locul degeaba aici, în fruntea obștei. Mă interesează, în primul rând, mănăstirea Bârnova, pentru că această mănăstire Bârnova este puțin în paragină, dacă pot să mă explic. Dar e monument istoric. Este monument istoric. Aici o să fac demersul la culte, să vedem cum reușim să dezvoltăm și să schimbăm fața acestei mănăstiri. Este păcat. Mănăstirea Bârnova este doar la 7 km de orașul Iași și nu arată așa cum ar trebui să arate o mănăstire.
alte lucruri, pentru că mă gândesc că mai în afară de visurile astea pe care ne le-ați comunicat, aveți preocupări, ca zic așa, directe. Ca și prioritate, în primul rând mă gândesc și la tine. Așa. Tineretul este schimbul nostru de mâine și trebuie să le creăm condiții. Avem activități în cadrul Căminului Cultural, avem o bază sportivă aici, chiar lângă primărie. Am văzut, o arată frumos. Da. Prin grija și contribuția domnului viceprimar a Catrinii Florin, avem o echipă de fotbal care ne onorează în campionatul județean. Gazda bătăilor. Nu este adevărat. Suntem chiar în prima parte a clasamentului și zic eu că avem șanse frumoase chiar să urcăm. Un cuvânt către cititorii ziarului Meridiano, dar nu înainte de a ne spune dacă sprijiniți pe cineva în campanie electorală, dacă vreți să ne spuneți. Deja cred că eu știu un răspuns. Este un subiect mai sensibil. Așa. Dar ținând cont că eu sunt liberal, fac parte dintr-o echipă liberală, e clar, sigur că voi sprijini pe cei care sunt din partidul meu. Respectiv domnul Relu. Respectiv domnul Relu Fenechiu și domnul Varojan Vosganian. Și acum cuvântul ăla către cei din Australia, către cei din state, sau eu știu de pe unde s-au mai aflat și vă văd pe internet. Ce să le spun? Știu că sunt departe de țară, sunt departe de noi, dar să aibă încredere că într-o zi, într-o bună zi, se vor întoarce acasă în România și vor găsi condiții bune și aici. Se va fi tot așa de bine și aici ca și pe acolo. Exact. Vă mulțumesc, domnule primar. Și eu vă mulțumesc. Domnule vice, bine v-am găsit, dar ia prezentați-vă dumneavoastră. Vă lăuda primarul. Mă numesc Florina Cațini, sunt viceprimar în Comuna Bârnava, am 45 de ani, familist, căsătorit, doi copii, unul 20 de ani, unul de 15 ani. E clar, aveți elevi la școală, deci aveți grijă de școli întâi și întâi, nu? Da, e o preocupare școlile din comuna noastră și pentru asta chiar am avut și inițiativă în Consiliul Local de a subvenționa o parte din abonamentele elevilor și Consiliul Local a aprobat și se decontează un 50% din abonamente, plus am avut inițiativă ca și școlile să fie cât de cât pregătite pentru iarnă și să aibă toată susținerea. Ce sarcini va delega primarul? Sarcini unui viceprimar sunt mai mult sarcini de gospodărie. Ar fi spus să-i folosiți pe cei de la 416. La 416 nu aveam încă, cum a spus domnul primar, câțiva. Foarte puțin și aia sunt scuțiți prin adveniții medicale de a executa lucrări în cadrul, dar avem o echipă de lucru în cadrul Consiliului Local de 5 muncitori. Care e visul viceprimarului de la Bârnova, vă rog frumos? Nu se luați locul primarului, nu? Nu, nu, în momentul sau de încă nu. Nu am un asemenea vis. Visul unui viceprimar este de a fi respectat și de a se putea mândri cu activitățile pe care le face folosul comunității și a oamenilor. Aștept să primim informații despre treaba asta și apropo de fotbal. Chiar vă lăudați cu echipa, cum se numește echipa dumneavoastră? Echipa noastră se numește Stejarul Bârnova și a fost în campionatul județean până în Liga a 4-a. Acum a avut o întrerupere pe o perioadă de 4 ani de mandat, dar acum a revenit înapoi de anul ăsta este. Și putem să ne mândrim așa ca o mică amănunt, este că toți jucătorii din echipă sunt din copii din satul ăla, din comună la noi, nu avem nici unul adus din afară. Dacă răspundeți de echipă, sigur că trebuie să o lăudați, dar să promovați. Eu vă mulțumesc, domnule viceprimar, să fiți sănătos, să mai dați interviuri, că ăsta e primul, nu? Primul interviu, da. Nu e nimic, să fii într-un ceas bun. Mulțumesc.